Franța vine și spune că măsurile economice impuse Rusiei o vor prăbuși, că este vorba de un război economic pe care ne permitem să-l purtăm împotriva Rusiei. Și Rusia, prin vocea fostului președinte Dmitri Medvedev, vine și atacă verbal deocamdată Franța și amenință cu un război adevărat. Vine și spune așa: astăzi un anume ministru francez a spus că au declarat război economic Rusiei. Supravegheați-vă limbajul, domnilor, și nu uitați că în istoria umanității războaiele economice s-au transformat adesea în războaie adevărate. E o formă de a amenința Franța cu război. Este o formă de a amenința Franța cu război, dar amenințarea venind pe filiera lui Medvedev. Nu putem lua în serios. Totuși îl Medvedev... poți lua în serios că tu l-ai titrat ca fostul președinte al Federației Ruse. Da. În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Medvedev e un apendice. Este, dar... Apendicele domnului Putin. Da. Și probabil când mesajul e atât de caragios, da, pentru a fi transmis chiar și de către Lavrov sau alt comunicator rus, este însărcinat acest Medvedev. Dar știm că tangența domnului Medvedev din timpul mandatului său prezidențial, avem aceste informații, da, documentate video, desigur, tangența sa cu luciditatea este extrem de rară. Adică e un personaj care nu are neapărat discernământul declarațiilor sale și arhiva online. Nu e ca și cum atesta. E cineva acolo mai degrabă cu discernământ. Medvedev nu prea contează. Iar postul pe care l-ai vehiculat acum că îl deține, demnitatea asta, a fost inventată pentru el, căci un fost președinte rus nu poate fi, după aceea, nu știu, să-l găsești la coadă la forțele de muncă. Și a inventat postul de vicepreședinte al Comisiei de Securitate. Nu. Apropo de măsurile impuse de către lumea civilizată Rusiei, de felul în care au reacționat aspru dar sever împotriva Rusiei, sigur că în momentul de față suntem cu toții de acord că au fost niște măsuri care vor da și rezultate, dar avem de a face cu o conferință de presă a lui Boris Johnson purtată astăzi și cu o jurnalistă din Ucraina. Cred că jurnalistă era, dar oricum era la conferința de presă din Ucraina, care îi reproșează pe un ton practic scăpat de sub control total, îi reproșează faptul că se iau niște măsuri, dar ce era important nu s-a făcut. Hai să vedem și să încerc să traduc chiar în timp ce se întâmplă. Nu, ia să vedem. Dați-vă, rog, imaginile pe care le-am invocat un pic. Because you are afraid. Pentru că voi... nature is not willing to defend. Voi e teamă pentru că NATO nu e dispus să intervină. E vorba de copiii ucrainieni. Vorbiți de mai multe sancțiuni, domnule prim-ministru? Dar ce se întâmplă cu copiii lui Abramovici? Ce se întâmplă cu copiii lui Putin? Ce se întâmplă cu Abramovici în sine? Asta este reproșul? Care trăiesc foarte bine acolo, iar în Ucraina copiii noștri mor. Asta se întâmplă acum. Practic, și acum Boris Johnson îi mulțumește, vă dați seama, practic jurnalista din Ucraina îi reproșează lui Boris Johnson neintervenția forțelor NATO în Ucraina, explicând că vă temeți de un al treilea război mondial, gata, suficient, vă temeți de un al treilea război, că răspunsul nu e atât de relevant, vă temeți de un al treilea război mondial, dar să știți că el deja se desfășoară. Asta este ce spune doamna jurnalistă din Ucraina. Nu, el riscă să se desfășoare. Doamna jurnalistă din Ucraina... Asta zice ea, că deja a început. Doamna jurnalistă din Ucraina nu este jurnalistă, cel puțin nu în acest episod. Este un cetățean, cum să spun eu, devastat de într-o țară de război. Da. Și sigur că emoțional are perfectă dreptate. Pe de altă parte, domnul Buzeanu, sigur că trebuie gândită o formulă prin care Ucraina să fie protejată de atacul sau nu, ajutată să respingă atacul rusesc. Asta este esențial. Este esențial în momentul de față să găsim toate soluțiile prin care această țară să poată respinge ofensiva rusească. Dar între calitatea de membru al NATO și de partener sau stat ajutat de NATO, e o mare diferență. Este o mare diferență. Ceea ce se petrece zilele acestea depășește limitele instituțiilor internaționale și dreptul internațional și cutumele diplomatice. Pur și simplu, folosindu-și calitatea de victimă, de stat victimă, regimul de la Kiev încearcă să obțină cât mai multe. Pentru că solicitarea de primire în spațiul
european, în Uniunea Europeană, în regim de urgență, vestul ne demonstrează de ce Ucraina n-a fost pregătită să devină membru al Uniunii Europene. Pentru că, sigur că suntem în punctul ăla în care empatia depășește orice fel de reguli. Dar noi, în momentul de față, am suspendat toate regulile? Adică aș putea înțelege... Sunt reguli suspendate în momentul de față, da, secundă, ne confruntăm cu o situație care n-a mai avut un precedent în istoria recentă, în ultimii 20-30 de ani, de asemenea tale în Europa. Și atunci, sigur că în momentul când ai de-a face cu o situație fără precedent, și măsurile și reacțiile trebuie să fie fără precedent. Aici nu m-ar mira suspendarea unor rigori, nu m-ar mira lucrul acesta și nu cred că face apel domnul Zamfir la situația, adică nu profită de situația pe care o are, ci încearcă să o rezolve. Care este justificarea pentru integrarea în Uniunea Europeană în regim de urgență a Ucrainei? Am explicat-o și ieri așa cât s-a putut. Da, eu n-am înțeles-o. Pusă cap la poate cap. Poate telespectatorii. Eu înțeleg acum că dacă e loc să o facem. Sigur că Ucraina trebuie ajutată să intre în Uniunea Europeană. Dar Ucraina, în momentul de față, nu îndeplinește criteriile pentru Uniunea Europeană. Eu, într-o situație de conflict... Adică sunt multe țări care se află într-o zonă de război, de conflict militar, țări care trebuie ajutate, da. Țări care trebuie susținute în fața unui agresor. Dar asta nu înseamnă că le face eligibile pentru absolut orice. Nu vreau să duc în derizoriu discuția. Dar poate vrea să câștige și Eurovisionul anul ăsta, pornind de la această situație dramatică, tragică, până care trece. Aș da Eurovision. Vizionul fără să clintesc unor oameni care au trecut printr-o asemenea suferință, dacă surmontează în vreun fel așa ceva. Sigur, cream că la concurs de cântat și Uniunea Europeană este o organizație suprastatală economică, în primul rând. Da. Și că trebuie să îndeplinești niște criterii ca să faci parte. Am înțeles, trebuie doar să fie atacat de un este că adversar. Ucraina, în momentul de față, ține piept acestei năvală și pentru Europa. Asta este ce spune și președintele. Intră și Republica Moldova? Așa intră și Georgia? Intră și în sensul acesta. Dar intră și Georgia? Dar, hai să vedem, pentru că în momentul de față întreaga Uniunea Europeană este amenințată de către Rusia. Uite, hai să luăm de exemplu pe domnul Sergei Lavrov, care a fost prezent astăzi la ONU. Sigur că s-au ridicat toți reprezentanții țărilor civilizate și l-au lăsat vorbind singur, dar vorbind singur a zis în felul următor. Ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, a declarat că cetățenii și structurile Uniunii Europene implicate în furnizarea de arme letale și de combustibil către forțele armate ale Ucrainei vor fi responsabile pentru orice consecințe ale acestor acțiuni în contextul operațiunii militare speciale în curs de desfășurare. Aceștia nu pot să nu înțeleagă gradul de pericol al consecințelor, a declarat oficialul rus. Anunțul vine la o zi după ce Uniunea Europeană a anunțat că va finanța achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente în valoare de 450 de milioane de euro către Ucraina. Armele letale furnizate de UE vor include muniție, sisteme de apărare antiaeriană și sisteme antitank, iar în categoria armelor neletale intră combustibilul, căștile balistice, echipamentele de protecție personală și trusele de prim ajutor. Ministrul rus a mai adăugat că acțiunile Uniunii Europene nu vor rămâne fără răspuns. El spune că Rusia va continua să asigure realizarea intereselor sale naționale vitale, fără a ține cont de sancțiuni și de amenințări. Este timpul ca țările occidentale să înțeleagă că dominația lor indivizibilă în economia globală este de mult timp de domeniul trecutului. Cu toate acestea, Rusia este mai izolată din punct de vedere economic ca niciodată. Moneda sa prăbușindu-se sub presiunea sancțiunilor internaționale, care împiedică de asemenea Banca Centrală să încerce să limiteze amploarea prăbușirii. În plus, rapoartele serviciilor de informații și oficialii occidentali din domeniul apărării spun că forțele Moscovei sunt în întârziere, confruntându-se cu o rezistență neașteptată din partea trupelor Kievului. Aș lua în discuție această amenințare importantă pe care o face Sergei Lavrov, ministrul de externe, și care zice în felul următor: acțiunile Uniunii Europene nu vor rămâne fără răspuns. Rusia va continua să asigure realizarea intereselor sale naționale vitale fără a ține cont de sancțiunile și amenințările acestora. Este timpul ca țările occidentale să înțeleagă că dominația așa. Și vine și spune că vor suporta consecințe țările care sprijină din punct de vedere militar Ucraina, ceea ce am spăimântat pe toată. Ce fel de consecințe vor suporta? Consecințe militare sau consecințe economice? Consecințe economice, mă gândesc că vor suferi și suferim deja, pentru că Rusia are această forță nucleară, dar este și această forță care are gaz, da? Și care până la urmă poate să sancționeze economic prin gaz. Importul de gaz din Rusia reprezintă 40% din importul către Uniunea Europeană. Acum probabil se vor găsi alte soluții.
poate ne vom întoarce și la cărbune să-l exploatăm, ca să știi, adică probabil vom ceda puțin din aspirațiile noastre ecologiste, pentru că nu-și mai imagina cineva o colaborare economică, inclusiv în ceea ce privește livrarea de gaz către Uniunea Europeană după acest episod. Amenințarea este una militară și nu economică, pentru că pare că discuția se poartă în termeni economici acolo. Dar dacă există o amenințare din punct de vedere militar pentru țările care sprijină, pentru că în momentul de acum se trimite armament în Ucraina. Bineînțeles că se trimite armament în Ucraina și sunt convins că Ucraina va forma acea brigadă internațională. Da. A fost întrebat. Vor merge voluntari să se lupte cu rușii în Ucraina și îți spun că dacă noi nu am susține din punct de vedere logistic, cu armament, cu informații, cu know-how, cum zice românul, da. Așa, Ucraina, am fi într-un pericol și mai mare. Pentru că o Ucraina ocupată de Federația Rusă, care e clar ce planuri are, adică nu ne mai putem aștepta să se rezume la Crimea, la Donbas. Nu. Ucraina va deschide porțile către ocuparea Republicii Moldova, către refacerea granițelor fostei Uniuni Sovietice, ceea ce va reprezenta un pericol planetar. Mie mi se pare extrem de periculos și controlul rus asupra centralei de la Cernobâl. Și asta mi se pare extrem de periculos în momentul de față pentru securitatea regională. Deci, nu ai alternativă. Nu te poți preface că nu e și problema ta, că e exclusiv problema Ucrainei. Pentru că e problema Ucrainei acum, dar când Ucraina nu va mai exista, va deveni problema noastră. Va deveni problema noastră și acum este... Și are asta de-a face cu integrarea în spațiul european. Da, și este discutată și... E altă discuție. Ceea ce Uniunea Europeană. Mai devreme, trimiterea de voluntari. De voluntari. Păi nu-i trimiți. Stai. Se duc. Nu. A fost întrebat. Voluntarii nu-s trimiși. Boris Johnson a fost întrebat. Înțeleg că susține niște voluntari care vor merge acolo și l-a venit și a explicat foarte concret. Dom'le, nu-i susținem. Este o reacție umană pe care oamenii aceștia o au față de ceea ce se întâmplă acolo. Zice Boris Johnson că, și sigur, e evident că avem de-a face cu așa ceva, că de regulă ai o parte bună și o parte rea sau o parte mai puțin. Dar aici e clar cum stau lucrurile. Aici nu există dubii. Totuși, atunci oamenii ăștia s-au mobilizat, zice Boris Johnson, din propria inițiativă, că n-au mai suportat să vadă atâta nedreptate. Dar vezi, e un pericol. Eu știu dacă nu pot fi considerați militari englezi. Nu știu dacă Rusia nu va considera că, dom'le, uite, până la urmă există această forță engleză aici, luptându-se împotriva noastră. Nu cumva lucrurile astea vor degenera în cel de-al treilea război mondial. În primul război mondial, chinezii interpretau orice, oricum. În prima fază n-au trimis soldați, n-au trimis armată, ci erau oameni, erau într-adevăr chinezi trimiși acolo pe front ca să sape tranșee. Sigur, ei nu aveau forță militară, ei nu vreau să intervină militar. Exista acest gen de intervenție a Chinei în primul război mondial, nu mai dezvoltăm acum care erau motivele, dar nemilitarizată. Săpau șanturi, erau acolo buni la toate, interveneau, dar nu așa. E important totuși cum va interpreta și Rusia această situație prin... Rusia poate interpreta absolut orice, oricum, în condițiile în care pretinde o nazificare. Denazificare? Pretinde că există. Nazificare. Am ascultat argumente. La Kiev. Și care sunt argumentele, domnule? O să termine, domnule, dar l-am auzit pe unul. Nu mai miră nimic, domnul Buzean, te rog. Eu mă mai uși pe site-urile ăstora să văd ce le trece pe-n cap. În ce constă nazificarea Ucrainei? Ucraina, atenție, repet, pentru că războiul ăsta nu ne-a orbit capacitatea analitică, da. Un stat departe de a fi unul democratic sau care să respecte criteriile de aderare în Uniunea Europeană. Ăsta e punctul meu de vedere. Și de la acest punct de vedere merg mai departe și spun care stat care trebuie apărat cu orice preț, pentru că pericolul rusesc e mai mare decât orice. Te rog! Am urmărit o intervenție la BBC a unui jurnalist rus al cărui nume nu m-am străduit să-l rețin și a fost întrebat, domnule, ce e asta cu nazificare? I s-a adus argument, domnule, Zelenski, vedeți, domnule, că e vreo... Sigur, toată lumea spune chestia. Și mă uitam să văd ce explică, vă spun sincer, m-am străduit să prind un curs al explicațiilor ce înseamnă nazificarea Ucrainei și denazificarea ulterioară a Ucrainei și sigur că am înțeles că ei vin pe ideea asta că ura față de ruși, aici construiesc ei, din ce am văzut din narativul omului ăstuia, ura față de ruși este o ură nazistă. De ce? Pentru că în al doilea război mondial am avut naziștii și sovieticii și o ură față de sovietici este o ură nazistă. Și s-au construit în Donbas acolo niște formațiuni naziste care se luptă cu sovieticii și de aici vine denazificarea. Ce prostie asta, mă? Hai, domnul Buzean. Deci eu vă spun ce explica omul. Dar când își împărțeau Europa, Ribbentrop cu Molotov, da. Era o ură nazistă? Da.
Nu, își alege momentul ăla. Dar să vorbesc despre o ură măcartistă. Da. Că în Statele Unite ale Americii, la un moment dat, a fost demarată o vânătoare de bolșevici, de comuniști, pentru a-i scoate din sistem. Nu aveai nici drept de semnătură dacă erai considerat, mă refer la Hollywood, știi că acolo se mai găseau de-astea mici bastioane, care considerau comunismul o formă de libertate, o formă de societatea viitorului, până și-au dat seama despre ce e vorba și visătorii aia de atunci. Statele Unite ale Americii a avut, să știu, o confruntare, sigur, la distanță, mult mai îndelungată decât Hitler cu, Uniunea Sovietică. Da. Deci abordarea asta este o glumă proastă. Îți spun la ce anume se referă. Se referă la altceva. Folosește același dușman pe care l-a identificat lumea occidentală atunci când vrea să denigreze ceva până în ultimul punct. Pentru că noi am exagerat cu trimiterea la Hitler. Orice fel de demers te ducea în zona nazistă. I-ai pus omul te opuneai unei parade a comunității LGBTQ+, erai nazist, e o atitudine nazistă. Aveai o atitudine mai naționalistă decât permite societatea la momentul ăsta, erai nazist. Aveai o atitudine nu știu de care, poate discriminatorie la adresa unei anumite etnii, ești nazist. Dar erau și naziștii pe zona medicală, cu plecând de la Mengele. Vrei să porți, te vaccinezi? Asta sunt experimente pe care naziste. Da. Toată lumea, în momentul de față, când vrea să jignească pe cineva, îi aplică eticheta nazistă. Asta face Hitler. Dar să nu uite că în urmă cu vreo 20 de ani, chiar sub auspiciile ideologiei lui Dugin, care este extrem de apreciat la Kremlin, nu? Chiar trecut în România la un moment dat, da. Sigur, da, nu se înființase Partidul Național Bolșevic, un partid care avea ca standard un dreptunghi roșu cu un cerc alb. Până acum unde te duci? Te duci înspre naziști, nu? Acolo mai drin. Și în loc de svastică, o seceră și ciocanul negre. Înțelegi? Deci era exact drapelul naziștilor, numai că în loc de svastică aveai secera și ciocanul, aceeași cromatică, o simbolistică aproape identică, atitudini similare erau național-bolșevici. Deci să mă lase pe mine continuatorul Uniunii Sovietice cu acuzațiile de nazism, că URSS-ul a fost cel mai aproape de nazism dintre toate regimurile pe care le-am experimentat planeta în ultimii. Am început emisiunea cu acea explozie acelui turn din Kiev. De comunicații, așa? De comunicații, și avem acum și bilanțul 5 morți. 5 morți în urma acelui atac pe care l-am urmărit cu toții în urmă cu o oră, dacă vreți să-l mai difuzăm, dar e clară treaba. Potrivit datelor preliminare, 5 persoane au fost ucise, iar alte 5 au fost rănite în atacul asupra turnului, zic ei de televiziune. Nu știu dacă e de televiziune, mai mult de comunicații. Mă rog, hai să vedem ce se întâmplă în urma războiului, pentru că oamenii dau să fugă de acolo. Cu antenă de telecomunicații, din informațiile noastre despre asta e vorba. Hai să vedem ce se întâmplă în urma războiului, oamenii dau să fugă de acolo și să se refugieze pe unde văd cu ochii, mulți în România, am văzut că în Polonia, mai puțin în Ungaria, hai să vedem cei din România cum sunt tratați. Sute de mii de oameni au plecat din Ucraina după începerea atacului ordonat de Vladimir Putin. Printre persoanele care au reușit să scape din calea bombardamentelor rusești, se numără și tineri veniți în Ucraina pentru a studia. Peste 50 de cetățeni veniți tocmai din India în Ucraina pentru a studia medicina au fost cazați în comuna Balotești. Avem cazați un număr de 58 de cetățeni indieni, studenți la medicină. Le-am asigurat urgent tot ce era nevoie, le-am asigurat hrana, le-am asigurat condiții optime pentru odihnă. Neputincioși în fața agresiunilor militare, tot ce le-a mai rămas studenților aflați în Ucraina a fost să fugă în România pentru a-și salva viețile. We took a bus, we prepared a bus by ourselves. A lot of people and everybody is panicking. As soon as the gates open, everybody is trying to run. They're trying to run to come to Romania. Situation there is very bad. If any student is still there, I just hope they are making it. Studenții ajunși în România așteaptă să meargă acasă, acolo unde știu că niciun război nu îi amenință. Avem toată capacitatea să asigurăm tot ce e nevoie. Ei nu au nevoie de haine. Sunt în tranzit și așteaptă
un semn pentru cursele aeriene care au destinația spre casă. Ca ei sunt însă mulți alții. Oameni nevinovați au plecat în ultimele zile de pe teritoriul Ucrainei prin punctele de frontieră cu România, dar și Polonia. Așa arată punctul de frontieră de la Isaccea încă de la primele ore ale dimineții. Peste 3.000 de refugiați ucrainieni au trecut granița în Tulcea în ultimele două zile. Majoritatea celor care vin în țara noastră sunt copii care și-au lăsat în urmă tații și au plecat spre un viitor mai bun, însoțiți de mame. Oamenii trec Dunărea cu bacul în România, unde sunt așteptați de autorități și de voluntari dornici să le întindă o mână de ajutor. Ucrainienii au găsit la Isaccea un loc cald unde să-și petreacă noaptea, mâncare și provizii pentru următoarele zile. Mai mult, refugiații au avut la dispoziție și câteva echipe care le-au acordat îngrijiri medicale. Din păcate însă, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru una dintre refugiate. În vârsta de 84 de ani, femeia care a reușit să ajungă la Galați și a pierdut viața, cel mai probabil din cauza unui infarct. Vremea în Tulcea a fost nefavorabilă în ultimele zile, iar drumul refugiaților a fost îngreunat de frig și de fulgii de zăpadă. Cu ocazia zilei de astăzi ne spunem bună seara domnului Gabriel Gheorghe Falcă și domnului Gabriel Zetea. Bună seara domnilor din partea PSD, domnul Zetea, din partea PNL, domnul Falcă, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și noi vă mulțumim amândurora. Aș începe cu domnul Zetea. Domnul Zetea, cunoașteți organizația PSD Argeș? Oamenii de acolo? Da. Știți? Da? Da. Ați auzit că au avut o petrecere mare săptămâna trecută? Că au petrecut, a fost bine, că le-a ieșit bine, că au avut o bucurie mare în incintă? Nu, nu am auzit acest lucru. Deputata PSD, Simona Bucura, o cunoașteți, nu? Da. De ce vă întreb? Că au existat o petrecere acolo, chiar în timp ce rușii atacau pe ucrainieni și lumea întreagă se uita siderată la ceea ce se întâmplă, ei aveau o petrecere în care înțeleg că se făceau și dedicații rusești. În limba rusă. Nu am auzit acest lucru, în schimb pot să vă spun, sunt foarte multe organizații ale Partidului Social Democrat care s-au mobilizat în toată această perioadă pentru a ajuta refugiații care vin dinspre Ucraina. Acum eu sunt din județul Maramureș, chiar la graniță. Sunteți cu aproape de zona Ucraina, avem o graniță extrem de lungă, de peste 200 km cu Ucraina, din păcate un singur punct de trecere a frontierei, iar acolo este o aglomerație deosebită. Și vreau să vă spun că deci chiar și astăzi am avut administrații locale care sunt conduse până la urmă de socialdemocrați, care au mers peste graniță, nu doar la graniță, au trecut dincolo, s-au întâlnit cu administrațiile în care sunt înfrățite din partea ucrainiană, s-au dus ajutoare, inclusiv generatoare de curent, stații. În timp ce dumneavoastră făceați lucrurile acestea pe care o să le dezvoltăm imediat, hai să vedem ce se întâmplă la organizația PSD Argeș, unde era veselie mare.
practic așa se petreceau lucrurile acolo. Domnul Adrian Boghiu, PSD Argei, vicepreședintele Consiliului Județean, doamna deputat Simona Bucura Oprescu și domnul Mihai Georgescu, primarul comunei Călinești, toți membrii PSD, toți participanți la această petrecere pe muzică rusească, dedicați în limba rusă, în seara atacului împotriva Ucrainei, muzică rusească. Domnul, trebuie să fii nebun, domnul Zetea, să faci așa ceva? Vă dați seama că chiar nu știu despre ce este vorba. Puteau să fie mai inspirați, evident, dacă s-a întâmplat așa cum spuneți dumneavoastră, și să evite până la urmă că în toată această perioadă asta se întâmplă. Se încearcă să evita contactele cu nu știu, Rusia, cultura rusească, deși până la urmă vom ajunge, sper, la concluzia normală că de-a lungul istoriei cultura rusească nu are legătură cu Putin. Domnule deputat, nu vom face o cenzură a culturii rusești, nu o să renunțe nimeni la mari compozitori produși de spațiu rusesc, la marea literatură rusă, la muzica rusească, dacă există astfel de pasionați. Deși să știți că am văzut și asemenea. Sigur, există abordări extreme din ambele părți. Dar în seara atacului să petreci pe muzică rusească este sfidător. Deci în seara atacului. Deci, eu pot să vă dau, dacă nu aveți numărul de telefon a celor care dumneavoastră spuneți că... O să sunăm pe doamna deputat Bucura Oprescu. Simona Bucura Oprescu, a celor de la Consiliul Județean. Chiar azi am avut, uite, o întâlnire cu organizația PSD Argeș la București, cu reprezentanții, pardon, la Consiliului Județean, care sunt membri ai Partidului Social Democrat, în care am vorbit despre potențiale investiții la Ministerul Economiei. Da, vă spun sincer, n-am discutat despre... Sunt convins că n-ați discutat. Dumneavoastră veniți dintr-o regiune în care, sau dintr-o organizație județeană în care lucrurile sunt luate foarte în serios. Vă dați seama, nu-i nimeni absurd acum și nici nu o să fim ipocriți să susținem suspendarea oricăror evenimente, oricăror petreceri din solidaritate cu războiul de la nordul României. Dar nu se va întâmpla. Rusească. Dar fix muzică rusească la o petrecere în seara atacului pare ceva, cum să spun, mai degrabă orchestrat sau ostentativ. În orice altă zi nici măcar n-am fi luat în calcul, ar fi fost un simplu eveniment de partid. Dar să coroborezi... Ce pot să vă spun e că, uite, chiar astăzi, care este o zi importantă până la urmă în cultura românească, 1 martie. Da. Chiar și astăzi mesajele pe care le-am văzut la membrii PSD au fost unele extrem de decente, unele extrem de așezate. Mesaje, sigur, pline de bucurie, venirea primăverii și mărțișoarele care se dau colegilor și viitelor noastre. Haideți să ne calmăm un pic. Dar aș vrea să merg către domnul Falcă. Domnul Falcă, informația de ultimă oră este că premierul Nicolae Ciucă a avut o conversație telefonică în urmă cu puțin timp cu vicepreședintele Americii, cu doamna Kamala Harris, și în urma acestei discuții s-a stabilit că mai mulți soldați americani vor fi trimiși în România. Aș vrea să transmit și eu o primăvară frumoasă și o primăvară vă rog, cu multă pace. Vă liniștiți și dumneavoastră. Da, măcar să fie cu multă pace. Primăvară, da. Avem un război la graniță, dar sigur și primăvară. Și primăvară, are important, are important. Hai să discutăm de războiul ăsta, de necazuri. Vă rog. E sigur că în urma discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu... Știți despre această, despre această conversație? Știți? Sau e... S-a prezentat faptul că se va întări flancul estic și, și militari vor merge și în zona țărilor baltice. Deci ne așteptam la intrarea în operativitatea acestor discuții, pentru că avem și dorința de a fi sigur că domnul Putin nu îndrăznește să facă mai mult decât să treacă prin Ucraina. Asta este temerea, să nu se oprească, să se oprească acolo, să se oprească la graniță totuși, și dacă invadează. În seara asta noi n-am avut astăzi pe președintele Ucrainei în Parlamentul European, dânsul a ținut un discurs cu multă emoție. Dar obligația noastră a europenilor este să fim lângă poporul ucrainian. Uniunea Europeană a acordat 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina. O parte din acești bani merg și în armament, peste 450 de milioane de euro. Și trebuie să spunem că viețile acestor oameni au fost schimbate odată cu concepția nouă a domnului Putin. De aceea, atunci când vorbim de ruși, e bine să nu le ascultăm nici melodiile. Noi știam că la PSD de multe ori în sudul României există oameni mai pro-sovietici decât
în nordul României, dar sper că este... Domnule Falco, să vă rog să vă retrageți această afirmație, care este absolut gratuită și nemeritată. Eu mi-aduc aminte, dacă vreți, de parlamentarul de la Galați, care ne explica cât de bună este Uniunea Sovietică și cât de mult a învățat el medicină. Dacă vreți să vă aduc aminte, vă spun și eu că cunosc foarte mulți membri ai Partidului Național Liberal, nu știu dacă mai mulți decât dumneavoastră, dar foarte mulți, care au părerile împărțite, așadar puțin bun simț și decență nu v-a stricat, domnule Falco. Păi asta le trebuia și domnilor de la evenimentul respectiv, puțină decență și puțin bun simț, măcar în seara în care în Ucraina rușii intrau și bombardau. V-aș recomanda, domnule Falcă, să veniți alături de organizația PSD Maramureș, care astăzi a trecut granița în Ucraina și a dus ajutoare și a dus generatoare de curent în urma relațiilor de înfrățire pe care le au cu cei din Ucraina, din regiunea Zacarpatia, din regiunea Ivano-Frankivsk. V-aș ruga și pe dumneavoastră să aveți curajul ăsta să treceți granița, efectiv, nu doar să vorbiți la televizor. Și dumneavoastră puteți să le spuneți celor din sud, mă, oamenilor, eu trec granița și voi cântați, exact, jucați pe muzică rusească. Cred că și dumneavoastră puteți să le spuneți așa. Cu atât mai mult cu cât dumneavoastră faceți eforturile astea, trebuie totuși să vă simțiți jenați de ce fac colegii dumneavoastră din partea cealaltă a țării. Am spus acest lucru că au fost probabil mai puțin inspirați, ca să fiu elegant și eu, da, în exprimare. Sunt colegii dumneavoastră. Și că ar fi putut să aleagă o altfel de manifestare dacă s-a întâmplat acest lucru. Păi s-a ascuns noi pe doamna Bucura Oprescu după ce terminăm discuțiile cu dumneavoastră, că chiar sunt curios cum o să genereze niște explicații pentru acest demers ostentativ. Atenție, nu e nimic ilegal. Nu e nimic ilegal, dar niște lideri politici în momentul în care Federația Rusă atacă Ucraina, bombardează inclusiv clădiri civile, să danseze pe muzică rusească, pare că e mai degrabă un mesaj, o atitudine politică decât o bucurie de meloman. Dar să ne întoarcem la discuția despre Ucraina și relația cu Uniunea Europeană. Domnule europarlamentar Falcă, aș vrea, dacă ne-ați putea pune în context solicitarea președintelui Zelenski de a-i fi acceptată aderarea la Uniunea Europeană printr-o procedură extraordinară, specială, nemai văzută în condițiile acestui război care se desfășoară pe teritoriul țării sale. Și nelămurirea mea e dacă în momentul de față se discută despre o blitz aderare, că văd că ăsta e termenul extrem de folosit în ultima vreme și la confruntări și la alte chestiuni, sau despre un proces de durată în care Ucraina totuși să respecte niște criterii impuse de Uniunea Europeană. Da, astăzi președintele Zelenski, în discursul lui, a vorbit despre dorința dânsului și despre documentul care l-a trimis deja către Consiliu și către Comisie de a începe procedura de aderare. Deci a fost foarte corect și foarte cinstit și răspunsul a fost imediat transmis atât de către președintele Consiliului și cât de președinta Comisiei, doamna Ursula von der Leyen. Mai mult de atât, cred că ați văzut și președintele României a încurajat ca Ucraina să înceapă într-o procedură, e adevărat, mult mai rapidă negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. Noi am adăugat pe lângă Ucraina să vorbim și de Republica Moldova și Georgia, dacă se poate, tot într-o astfel de procedură urgentă, de a începe procedura de intrare în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă apoi pașii necesari pentru a... Asta e extrem de important. Deci nu se pune problema integrării în Uniunea Europeană în acest moment ca o măsură, ca o armă împotriva agresiunii armate a lui Vladimir Putin. Nu, ei erau în acest parteneriat, da, cu Uniunea Europeană și nu au început procedura, că o procedură când o încep, știi că ai, vă aduceți aminte, aveam noi... Sigur, e un calendar, sunt anumite obiective, știi, cu unei monitorizări. Și chiar și un an previzibil că va intra în Europeană. Deci ei vor să ardă puțin etapele de început, mai ales că și-au arătat că luptă pentru valorile democratice, da, și solicitarea președintelui Zelenski a fost corectă.
să înceapă. Luptă doar când vine vorba de o confruntare efectivă. Așa, politic n-au prea luptat pentru valori democratice de-a lungul timpului. Trebuie să facem această precizare. Ucraina nu este un stat democratic în totalitate sau așa cum prevăd înțelegerile Uniunii Europene. Nu sunt respectate drepturile minorităților, dar este un stat în momentul de față victimă, atacat de probabil cel mai mare adversar al lumii civilizate la acest moment dat, Vladimir Putin. Domnule Zetea, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, credeți că e posibilă aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, a Ucrainei, și Georgia, mă rog, nu e chiar așa pe lista noastră de interes, dar înțeleg că e poziția oficială a statului român, în condițiile în care aceste state, Republica Moldova și Ucraina, au regiuni care și-au proclamat independența și deci este o dispută teritorială? Domnul Zeta. Da, este un deziderat, un deziderat pe care noi ca și români trebuie să-l susținem, în primul rând pentru Republica Moldova și apoi pentru Ucraina ca și vecini. E un lucru pe care trebuie să ne-l dorim și să-l discutăm, să-l supunem atenției până la urmă organismelor Uniunii Europene. Și acest lucru se întâmplă și lucrul ăsta este foarte bine. Sigur că nu putem să vorbim despre aderarea imediată a Ucrainei, dar mesajul pe care Uniunea Europeană trebuie să-l dea către Rusia este că în acest moment atacați un partener, un partener al nostru, un partener al nostru al tuturor. Iar acest lucru cred că are efectiv poartă mai mult rolul un mesaj simbol către Federația Rusă și către Putin mai mult decât altceva. Că evident în acest moment că o țară care are o armată străină ca o forță ocupațională în acest moment și care are regiuni, așa cum a spus dumneavoastră, Crimea, Donbas, Lugansk, regiuni ocupate efectiv sau măcar au probleme de a stabili granița, e dificil să facă parte din Uniunea Europeană. Deci mai degrabă un mesaj simbolic pe care comunitatea europeană îl dă, sunteți în război cu partenerii noștri. Dar mie ce mă interesează și aș vrea să transmit un mesaj important eu aici, ca maramureșean. În primul rând, maramureșean care are două treimi din Maramureșul istoric, Maramureșul voievodal, încă în Ucraina. Că sigur că ne dorim Ucraina ca și partenerul Uniunii Europeană, ca să nu mai conteze granițele, ca să nu mai avem acele dispute de care vorbea domnul Zelenski în ultimele luni cu România. Da. Și ca totul să putem să ne ajutăm, așa cum facem cu românii plecați în afara granițelor țării și pe cei din Ucraina. Adică să fim lăsați să facem aceste lucruri, pentru că au fost eforturi ale autorităților locale din nordul României foarte multe ani de zile, în care am încercat să ajutăm pe românii de acolo și nu prea am fost lăsați. Domnul Falcă dorea să intervină foarte scurt, domnule europarlamentar, ca să putem lua o scurtă pauză de publicitate, vă rog. Da, nu vorbim aici de mesaje. Deci vorbim de lucruri concrete, lucruri pe care și le-a asumat și Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene, de a sprijini Ucraina pe un parcurs rapid, de a începe procedura de intrare în Uniunea Europeană. Deci nu dăm doar de dragul de a da mesaje. Se poate intra în Uniunea Europeană când ai două regiuni care și-au proclamat independența? Noi sperăm, da, și cred că aici suntem toți de acord, că finalul acestui război va însemna o Rusie slăbită, va însemna o Rusie cu foarte multe mișcări în interiorul ei, pentru că în Rusia sunt oameni cu spirit liberal, cu spirit democratic, iar astăzi, văzând sondajul din Rusia, unde peste 70% din populație nu este de acord cu acest război, eu sper că va exista o... Mecanismele europene vor monitoriza pentru a sesiza, dacă îndeplinește criteriile Ucraina, vor monitoriza doar zona controlată de guvernul de la Kiev sau vor monitoriza și ce se întâmplă în teritoriile care vor deveni parte a Uniunii Europene dacă se rezolvă conflictul? Noi vrem să vorbim de o Ucraina integrală, mai ales că vom sprijini competența Curții Penale Internaționale și anchetarea crimelor de război din Ucraina. Bună, asta înseamnă că rușii vor fi, să spunem, ghilimele, vânați de instituțiile de justiție europene. Și eu cred că ceea ce se va întâmpla în viitor cu Rusia, pentru că Europa
a devenit mult mai unită astăzi decât acum 6 luni de zile. Europa... Asta e evident. Eu vreau să întreb doar dacă intră la monitorizare pentru instituțiile europene Ucraina și cu teritoriile pe care nu le controlează. Noi sperăm să le controleze, dar să ajungem în punctul acela. Păi, în momentul de față nu le controlează, dar ați dat ok-ul ca să intre la monitorizare. Cam asta am înțeles eu. Domnul Falcă, mulțumim pentru intervenție. Bine, mulțumim domnule europarlamentar Falcă, Partidul Național Liberal, domnul deputat Zetea, Partidul Social Democrat. Dăm două informații, o observație importantă făcută de cei de la G4 Media. Vladimir Putin spune că salvează Ucraina de naziști și bombardează memorialul Holocaustului din Kiev, unde sunt comemorați evrei uciși de Hitler. Asta așa ca o mică observație. Ca o altă observație, avem confirmarea Ucraina ar putea lansa un atac preventiv împotriva Belarusului după ce forțele armate conduse de Lukashenko au intrat în regiunea Cernihov. Este o informație confirmată vă spun imediat cine, de secretarul Consiliului de Securitate și Apărare Națională Alexei Danilov, dar pentru lansarea acestui atac preventiv, deși nu-mi dau seama ce măsură e preventiv dacă Belarusul a intrat deja în Ucraina, termenul nu e cel pe care l-aș fi folosit eu, ei bine, e nevoie de o decizie a Comandantului Suprem, președintele Volodymyr Zelensky. Pauză și ne întoarcem bună România cu informații care curg în continuare. Urmează o noapte cruntă pentru Kiev. Sigur că s-a folosit de atâtea ori, de vreo 6 ori s-a folosit această sintagmă, încât ea s-a și devalorizat. Pare că totuși, domnule, tot timpul se amenință, până la urmă nu se întâmplă, dar de data aceasta avem o amenințare directă din partea ministrului apărării din Rusia, care a anunțat că cetățenii din Kiev trebuie să părăsească urgent, pentru că să părăsească orașul urgent, pentru că urmează niște lovituri în noaptea aceasta, sau în perioada, bănesc că se vor referea la noaptea aceasta. Nu a zis-o în clar. Rămâne de văzut. Eu am senzația că intenția Federației Ruse a fost aceea de a ocupa Kievul într-un timp cât mai scurt. Deci această încordare și această serie de amenințări, vezi tu, s-ar putea să nu fie în totalitate susținute de faptele de care sunt capabili. Coperta Time Magazine. Da, o copertă deosebită cu Vladimir Putin sincronizat cu Hitler. Sigur că sunt foarte multe asemănări, sunt foarte multe similarități între cei doi și în felul în care acționează cei doi. Istoric vorbind, sperăm că totuși dezodământul să fie diferit. E o oarecare diferență clară în ceea ce privește acțiunea armată. În sensul în care blitzkrieg-ul pe care l-a încercat și acum Vladimir Putin, pentru Adolf Hitler a fost un succes militar în prima parte a războiului. Pentru Vladimir Putin nu e momentul de față în situația pe care și-ar dori-o. Nu are o situație favorabilă Vladimir Putin din fericire, dar am auzit pe cunoscutul luptător Palada, cunoscutul războinic Palada, care a spus să nu evaluăm încă Rusia. Da. Generația asta a MTV-ului, zice într-un editorial pe care m-am apucat să-l citesc, Palada zice, dom'le, generația asta a MTV-ului imediat trage concluzii, repede se grăbește în grabă. Și stați un pic să vedem că până la urmă nu o să rămână așa. Între timp avem și pe cunoscut... Generația MTV-ului cât are? 40-45 de ani generația MTV-ului, ca să spun așa. Exact. Nu știu pe cine a targetat. Dana, ce e asta, Radu? Domnul Milicea se referă la Joana, dragostea mea, vă roagă Dănuța să ziceți la lume că e la mișto și că de 1 mai se merge la loft. Același narativ ca la pandemie, nu există pandemie, nu există război. Cam asta e ideea, ăștia sunt oamenii, poate că e un sincronizare există interesant. Există personajele astea. Când a fost implicată pro Viorica Dăncilă, pro Gabriela Firea, pro cine știa, am zis că oricum era nivelul scăzut al discuției. Vorbim deja de o confruntare între state, nu mai există Dana Budeanu în ecuație, nici măcar ca glumă. Luăm o scurtă pauză până mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem la 18:05. Tudor, cele bune. Bebeu.